Dacă facem referire la primul dosar, cel cu tabelele inventate, am să dau câteva exemple. Vă rog. Inspecția judiciară, în primul rând, ar trebui să verifice unde este faxul venit din Republica Moldova. Pentru că eu în film am prezentat dovada trimiterii unui fax. Unde e faxul ăla? Faxul, probabil, a avut timp în 5 zile să-l facă dispărut. De ce este important? Pentru că în momentul în care documentele au venit pe fax, aveau acea dată pe margine. Domnilor de la DNA Ploiești nu le-au convenit și au așteptat să vină plicul și au schimbat documentele din plic. Să le reamintim telespectatorilor de ce nu le-a convenit data care apărea pe fax. Pentru că data când am pozat tabelele, din greșeală, aparatul foto era setat din fabrică, 1.1.2012 și așa a rămas data pe tabele respective. Și Onea v-a trimis ca să tăiați data. Cum se aude în a doua înregistrare, despre care domnul Onea încă nu știe dacă este vocea dânsului. Trebuie să mai întrebe un vecin. Mi-a cerut, după ce a văzut documentele, să modific data. Deci asta este prima întrebare. Unde este faxul? A doua întrebare pe care ar trebui, din punctul meu de vedere, să o adreseze inspecția judiciară este unde este sticul din acel plic. Și sticul, probabil că l-au făcut dispărut. De ce? Din același motiv, pentru că pe stic erau documentele tot cu data greșită și ar fi deja al doilea dosar, ca și în cazul dosarului meu, în care sticul, evident, dispare într-un mod misterios. Inspecția judiciară ar trebui să verifice de unde avea domnul procuror Negulescu informații despre ce dosare lucrează DNA